Greva generală a salariaților din învățământ continuă. Mai bine de 500 de profesori din Mehedinți au protestat și astăzi în fața instituției prefectului. Dascălii își cer drepturile, adică majorarea salariilor și asigurarea unei finanțări corecte pentru sistemul de educație. Protestele vor continua și mâine, dar și în zilele următoare, dacă guvernul nu va găsi soluțiile care să-i mulțumească pe dascălii, care pe zi ce trece devin tot mai furioși de modul în care sunt tratați. Profesorii au intrat în cea de-a doua săptămână de grevă și nemulțumirile cresc cu fiecare zi care trece. La Drobeta, Turnu Severin, peste 500 de dascăli au ieșit în stradă pentru a doua oară după ziua de vineri, iar protestele vor continua și marți. Dascălii spun că sunt mai deciși ca niciodată să nu renunțe la grevă, până când guvernanții nu le vor asculta doleanțele. Propunerile făcute până acum sunt considerate o umilință și au prins și mai mult spiritele. Eu cred că profesorii sunt cei mai prost plătiți. Nu știu, am mai spus încă și mă repet, eu sunt educatoare și părinții își lasă copiii mai bine de 8 ore cu noi la grădiniță. Îi schimbăm, le dăm să mănânce, cred că merităm mai mult. Și ne-au jignit, ne-au spus în toate felurile, spune multe despre oameni. Iar ofertele pe care le-au făcut sunt... Nu suntem asistați social. Ne aflăm aici după o săptămână de grevă cerând același lucru. Demnitate. Demnitate pentru mine ca om, demnitate pentru elevii mei și o demnitate pe care să o transmit mai departe fiului meu, care trebuie să înțeleagă la 26 de ani că nu trebuie să fii lăsat să te calce alții în picioare. Îmi cer scuze dacă de emoții nu vorbesc corect. Vrem 25% începând cu 1 iunie. Vreau pentru cei mai tineri colegi ai mei 4500 netu începând din ianuarie. Cerem și 6% din PIB, așa cum este scris în lege, din legea numărul 1, ca învățământul să se arate odată pentru totdeauna că este prioritatea numărul 1 în sistemul educațional din România. Cum vi se pare reacția guvernanților de până acum? Ei deocamdată ignoră tot ceea ce noi încercăm să facem. Ne ignoră pe noi, se comportă precum oamenii de străzi, să spunem așa, precum golanii, ca să spunem și asta, că e adevărat. Nu vor să ne bage în seamă și continuă să se comporte precum niște oameni care nu au carte. Protestul este susținut și de directorii instituțiilor de învățământ, nemulțumiți de subfinanțarea școlilor. Sunt alături de colegi, trebuia să existe solidaritate față de ei. Colegii au venit... pentru decență, pentru a-și câștiga drepturi, pentru un învățământ mai bine finanțat, pentru ca educația să devină o prioritate în țara noastră și pentru un viitor mai bun educațional pe ansamblu. La urmă, niște ore corecte și normale se pot desfășura într-o școală finanțată așa cum ar trebui. Exact, exact. Nu există finanțare și dacă acest lucru se întâmplă pe termen lung, la fel, consecințele tot pe termen lung se decalează și se impută. La protestul de la Drobeta, Turnu Severin, au venit și elevi care și-au susținut dascălii. Profesorii au anunțat că vor continua să iasă în stradă până la soluționarea problemelor lor. De marți încep să intre în grevă și profesorii universitari. Primii care dau semnalul sunt profesorii de la Universitatea din Timișoara.